Acuzații de malpraxis la spitalul din Slatina după ce un copil de 6 luni a murit în brațele mamei la doar câteva ore după ce a fost externat din spital. Deși diagnosticat cu pneumonie, medicii le-au spus părinților că bebelușul este suficient de sănătos încât să poată pleca acasă. Poliția face acum anchetă, iar părinții cer ca cei vinovați să plătească. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bebelușul a fost adus inițial la spitalul din Balș. A stat internat o săptămână, timp în care a primit tratament pentru bronșită acută. După externare, starea copilului s-a înrăutățit însă, așa că părinții l-au dus din nou la spital, de această dată la Slatina. Doctorul i-a trecut acea hârială de piept, am zis să vin pe Slatina că este mai bine. S-a făcut tratament, a zis că mai mă ține sub supraveghere două zile și a spus oricum nu vroiam să dați drumul, chiar dacă nu se întâmplă asta, tot ca să-i mai faceți tratament vreo câteva zile să fie el bine. Și aici copilul a stat internat o săptămână. Medicii le-au spus părinților că este suficient de sănătos să poată pleca acasă. Însă, la doar câteva ore după externare, a murit. Am pus mâna pe el și era foarte rece și atunci am strigat la soț, am sunat la salvare. S-au început manevrele de resuscitare, care au fost fără rezultat pozitiv și s-a constatat decesul. Mă rugam, Doamne, dă-i sănătate, Doamne, la băiatul meu. Trebuia să fi spus, mai erau alte spitale, București, nu conta, să fi spus, să fi făcut băiatul meu în viață. Autopsia a arătat cauza morții, insuficiență respiratorie acută și pneumonie. Conducerea spitalului de urgență din Slatina spune că bebelușul se simțea bine în momentul externării și nu își explică ce s-a întâmplat. Starea bebelușului în momentul când a fost externat era stabilă. Medicul curant a afirmat că toată simptomatologia era remisă și că totul era foarte bine și că nu a necesitat nici investigații suplimentare și nici tratament suplimentar. Polițiștii din Olt au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Trupul acestuia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vedere efectuării autopsiei. Părinții cer acum ca medicii să fie trași la răspundere pentru decizia de a externa copilul.